Comuna Svinița este amplasată în unul dintre cele mai frumoase locuri din România, iar primarul Nicolae Curici și-a dat tot interesul pentru dezvoltarea turismului în zonă. De această dată vorbim despre un alt proiect la standarde europene. Este vorba despre Căminul Cultural, o clădire reabilitată din temelii care beneficiază de cele mai moderne dotări. Primarul Nicolae Curici a contribuit semnificativ la creșterea nivelului de trai al comunității pe care o conduce. Datorită faptului că Svinița este așezată într-o zonă cu mare potențial turistic, acesta și-a dorit să ofere vizitatorilor din comună un confort la cele mai înalte standarde. Un alt proiect este aproape de finalizare. Vorbim despre Căminul Cultural, o clădire care va asigura condiții civilizate, plăcute, comode și igienice. Aici unde ne aflăm este Căminul Cultural din Comuna Svinița, care pot să zic că a fost reabilitat din temelii printr-un proiect european, reabilitare și dotare Cămin Cultural în valoare de vreo 300 de mii de euro. Lucrările au început acum 3 ani și mă bucur că în sfârșit am reușit să terminăm această investiție atât de necesară comunității din Svinița, deoarece majoritatea activităților aici se desfășoară în sediul Căminului Cultural, aici avem bibliotecă, avem sediul Uniunii Sârbeilor din România, avem sediul Tineretului din Svinița. Lucrurile bune nu se opresc aici. Primarul comunei Svinița dorește ca energia electrică consumată în cadrul Căminului Cultural să se producă cu ajutorul unei eoliene. Tot în cadrul acestei unități, Nicolae Curici va construi un foișor cu vedere la Dunăre, un fast food pentru pofticioși și va oferi atât cetățenilor cât și turiștilor seri muzicale de neuitat cu ajutorul unei orchestre sârbești. Și să amenajăm și curtea exterioară. Mai avem mici investiții care nu sunt, trebuie să le facem din banii din bugetul local, o magazie de lemne, un foișor, o să vină probabil anul o tiroliană, totul pentru dezvoltarea turismului în zonă. După cum ați constatat, Comuna Svinița este în frumoasă zona Clisure Dunării, chiar în mijlocul ei și este o zonă foarte căutată de turiști și noi trebuie să fim pregătiți să primim turiștii și să vină în număr cât mai mare și în Comuna Svinița. În Comuna Svinița, primarul Nicolae Curici, cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, realizează investiții importante în toate domeniile în folosul cetățenilor. Dezvoltarea turismului în zonă este un pas important căruia primarul Comunei Svinița i-a acordat atenție sporită.